Două atacuri sinucigașe au avut loc în această dimineață la Bagdad, capitala Irakului. Potrivit informațiilor preliminare, sunt cel puțin 30 de morți și peste 100 de răniți, anunță AP News. Din primele declarații făcute de ministrul de interne, primul sinucigaș a cerut ajutor în stradă, spunând că e bolnav, pentru a strânge cât mai mulți oameni în jur. Zeci de persoane din piața centrală din Bagdad s-au strâns în jurul lui, moment în care acesta a detonat bomba, scrie presa română. A doua bombă a fost detonată la scurt timp după prima, când cei prezenți au încercat să le acorde primul ajutor victimelor. Potrivit CNN, bilanțul morților ar putea să crească din cauza stării critice în care se află multe dintre victime. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Irak a transmis că cele două atacuri sinucigașe au avut loc joi dimineața în zona Bab al-Sharqi din Bagdad. Până acum nu a existat nicio revendicare. Atentatele sinucigașe au fost rare în capitala irachiană de la înfrângerea statului islamic în 2017. Ultimul a avut loc în ianuarie 2018, tot în piața Tayaran, în urma căruia au murit 27 de persoane. Potrivit surse citate, toate spitalele din Bagdad au fost mobilizate pentru a prelua răniții în urma atentatului.